Refugiații care ajung în centrul de la Giurgiulești primesc hrană, ajutor medical, asistență juridică și psihologică. După modelul centrului de refugiați de la Palanca Ștefan Vodă, și aici la Giurgiulești a fost amenajată o tabără pentru refugiați. Au fost instalate mai multe corturi care dispun de 600 de locuri de cazare pentru cetățenii ucraineni care vor avea nevoie de un adăpost pe o perioadă de aproximativ 72 de ore. În caz de necesitate, li se oferă careva asistență juridică, perfectarea carevor acte. Până la moment am avut 118 străini care au solicitat nu numai cazare, dar și o asistență. Cetățenii ucraineni care au reușit să fugă din calea războiului spun că în Ucraina moartea pândește la fiecare colț. Мы выезжали с Винницы, отъехали 10 километров. И попали 6 ракет в Винницкий аэропорт. Мы буквально выехали, вот 10 километров отъехали. Страшно, стреляют в мирных жителей. То, что, я не знаю, говорят в России, это все неправда, стреляют по мирным жителям. В Николаеве на данный момент там обстрелы были сегодня ночью. Вот, поэтому мы еще вовремя уехали. Бомбят Херсон. Там все очень плохо. Бомбят Херсон. Стреляют по мирным жителям. Мы решили выехать, чтобы наши дети не увидели весь этот ужас. Оставили все своих мужей. Нас муж вывез на границу. Going to Bucharest at once, and after that, tomorrow in the morning, we will fly by jet to Amsterdam. You have relatives there or friends? I have very close friends in Netherlands, in two towns. And they are ready to give us a shelter. Дальше в Германию. Родственники там? Да, родственники. Как там ситуация? Ну, не очень, печально. Ну, вообще нехорошо. Николаев уже... Autoritățile Republicii Moldova caută resurse financiare pentru a le oferi un ajutor familiilor care găzduiesc refugiații. 60% din toți refugiații care sunt în centre de plasament organizate sunt în raioane și asta ne permite acum să gestionăm procesul mult mai ușor. Este adevărat că este o mare prioritate să facem coridoare verzi. Asta înseamnă oameni preluați direct la frontieră, la intrare din Ucraina, și transportați până la ieșire spre România, pentru că aceste persoane doresc să meargă mai departe. De la începutul războiului din Ucraina, peste 20.000 de refugiați au trecut frontiera în Republica Moldova. Peste 123.000 de oameni au ales să rămână aici.